Agonie pentru un bărbat de 36 ani în Petroșani. Omul a stat prins sub un perete de beton timp de 3 ore. Medicii s-au luptat să-i aline durerea în tot acest timp, dar spun că este posibil ca bărbatul să-și piardă picioarele. Accidentul s-a produs într-o clădire părăsită, unde se pare că omul venise să fure fier vechi. Trei ore a durat calvarul omului. Echipele de intervenție s-au chinuit să spargă placa de beton care îl ținea captiv. Au avut nevoie de ajutor.